Bile de pariuri la Superbet și Betano pentru astăzi, 12 iulie. Avem biletul zilei, cotă 3,56, pe care îl vedeți chiar acum, un mix din fotbal, volei și basket, după care, evident, trecem la pontul zilei, acolo unde mizez pe minim 6 șuturi din partea lui Faru Constanța, echipă care în ultimii ani sub mandatul lui Gică Hagi încearcă poarta de 15,5 ori pe meci și având în vedere că întâlnește o nouă promovată, mă aștept la un asediu la poarta echipei lui Adrian Mihalcea și evident minim 6 șuturi cadrate pe spațiu porții. 1,70 la Betano acest pont, l-am găsit cu cea mai mare cotă, după care avem acest bilet din GG-uri, 4 meciuri adunate pe un bilet, cotă 7,30, pariat la agenția Winner, voi puteți să-l pariați unde doriți. Cei care doresc să-și facă un cont la Winner, le las link în comentarii sau evident îmi lăsați un comentariu și eu vă trimit link-ul. Avem biletul cotă 10, tot la Superbet, Djokovic cu Musetti peste 3,5 seturi. Italianul i-a luat 3 seturi în ultimele 3 partide directe lui Novak Djokovic, așa că mă aștept la un meci relativ lung, chiar și de data aceasta în semifinale. Faru, un pariu mai safe, Rosenborg cu Sarpong peste 2,5 goluri. Din nou avem meci de basket, fotbal și evident un handbal internațional pentru sâmbătă 13 iulie, cotă finală 13,44. Și în fine ajungem la biletul zilei, care arată fix așa, este dintr-o singură bucată. Seria biletului aveți odată sus, după care evident vă mai las și altă variantă de serie la bilet 995V, citiți mai departe jos de tot. Până data viitoare, nu uitați, pariați responsabil, pariați cu cap.